În Timișoara, vijelia a făcut prăpăd. Acoperișul și balcoanele unui bloc au fost distruse, iar mai multe mașini au fost avariate. Și mai mulți stâlpi de electricitate au fost doborâți la pământ. Palierul numai partea asta, nu? Mașini distruse de bucăți mari din lemn desprinse din acoperișurile smulse de pe blocuri au fost și în Lupeni, Hunedoara. În localitatea Sănești, din județul Gorj, mai multe monumente funerare au fost scoase din pământ după ce un copac din curtea cimitirului a fost doborât de rafalele puternice. Rădăcinile copacului au scos crucile din pământ. Pe Transalpina, rafalele de vânt au depășit peste 140 de km pe oră. Un camion a fost răsturnat de vântul puternic, iar acoperișurile mai multor chioșcuri au fost aruncate pe șosea. Cod roșu de vreme rea a fost și în Bistrița Năsăud. Bucăți mari de gheață au acoperit și curțile caselor din Berceni, Ilfov. Da, așa ceva n-am văzut niciodată. Nici eu.